Bună ziua, domnule Armășelu, manager de prim ajutor la Crucea Roșie Română. Vă mulțumim frumos că ați venit alături de noi pentru a ne demonstra manevrele de resuscitare la sugar, copil și adult. În primul rând, o întrebare de bază. Când acordăm astfel de asistență? Când facem manevre de resuscitare asupra unei persoane aflate în dificultate? Este foarte simplu, vă mulțumesc că, pentru invitație. Uh, manevra de resuscitare uh, este primul lucru pe care îl înveți la un curs de prim ajutor, care este mult mai complex. Uh, dar, per, uh, în general, tot acest curs te învață, în afară de a face resuscitare, uh, toate măsurile care te ajută în viața de zi cu zi. Arsuri, intoxicații și așa mai departe. Dar partea de resuscitare e importantă pentru că, în cazul în care avem o persoană cu stop cardiorespirator, trebuie să încercăm să-i pornim inima, să îi prelungim viața până când ajung la noi, până când ajunge la noi ambulanța sau personalul specializat cu aparatura necesară. Acestea sunt așadar lucruri pe care noi le putem face Că ne aflăm acasă, la locul de muncă, pe stradă Exact, putem salva o viață oricând Și din uh, statistică și e logic Cel mai mult timp ne petrecem acasă Și avem ocazia să salvăm viața unei persoane dragi Ce se întâmplă dacă unui membru de familie Un membru de familie intră în stop cardiorespirator Haideți să trecem la partea practică. Sigur. Cu ce doriți să începem? Începem, începem cu persoana cu adultă? sau cu persoana adultă pe acest manechin. Vă voi arăta cum se fac în mod corect și eficient compresiile toracice și ventilație artificială. Bun. Să presupunem că ne aflăm într-o situație în care cineva și-a pierdut conștiența, da? Nu ne apucăm să facem manevre de resuscitare. nu ne apucăm să facem compresii toracice până când nu facem o evaluare. Evaluarea este foarte simplă. Nu ai nevoie de nimic, decât de acești, aceste informații. Bun, cum facem uh, această evaluare? Facem hi hiperestensia capului, da? Al doilea lucru, deschidem gura victimei, ne uităm uh, să nu vreun obiect sau vreun bol alimentar. Care să să obstrucționeze căile, respir. căile respiratorii. Se întâmplă foarte des, mănânci un covrig, în fine, o bomboană care îți uh, te împiedică să mai respiri când te înneci cu el și atunci. Uh, Îți pierzi conștiința. Bun. Apoi, metoda de evaluare uh, se numește pas. Privește, ascultă, simte respirațiile. Deci Ducem privește, urechi. ascultă, simte respirațiile. Exact. Pui urechea la nasul și gura victimei, foarte aproape. Da? Bun. Asculți 10 secunde. Dacă în aceste 10 secunde victima nu respiră, simțim, sau auzim respirația, dacă este într-un loc public unde este gălăgie, o simțim. Vedem cum îi se umflă pieptul. Da, deci aici. cum se ridică și cum se ridică. toracele. Da. Cum vă spuneam, poate ne aflăm într-o situație în care este Gă, gălăgie. gălăgie da. De obicei, la de... Lume aglomerație, strânsă, lume strânsă, în jur. Strânsă, da, da. Dar este infailibilă. Nu te poți înșela dacă privești, asculți sau simți. Bun. Am constatat că victima noastră nu respiră. Următorul pas este să încercăm să-i să pornim inima. Și începem cu 30 de compresii toracice. Ne poziționăm mâna dominantă, stânga, dreapta, pe centru pieptului. Cum putem afla acestă, care este centru pieptului, distanța dintre arătător și degetul opozabil de aici? Să nu folosesc termeni tehnici să înțeleagă toată lumea Este aproximativ centru punctul cel mai ridicat În manuale găsim și direcția intermamelară Dar așa este foarte sigur Mâna dominantă Cu podul palmei Este foarte important ca suprafața de contact Să fie podul palmei Pentru că dacă punem toată palma În momentul când facem compresia Există uh, posibilitatea Să rupem Sau să fisurăm coaste suprafața de contact trebuie să fie mică, mică da, în capul pieptului. Bun. Cealaltă mână o punem deasupra, coatele, articulația uh, cotului se blochează, o ținem drept și ne apăsăm cu toată greutatea corpului. Frecvența uh, compresiilor este de aproximativ două compresii pe secundă, în, rit în ritmul melodiei Stay in Alive. Da. foarte important. Domnule Armășălu vă mulțumesc foarte mult Bun. pentru aceste puține informații pe care am apucat să le dăm astăzi cu privire la manevrele de resuscitare. Sunt convinsă că ne vom revedea pentru a completa acest mic curs de prim okay. ajutor